Declarația liberalului Marius Mutulescu, prin care a anunțat că nu o va susține și nici nu o va vota pe Vetuța Stănescu pentru un nou mandat la Camera Deputaților, a generat și un răspuns din partea unor colegi de partid. Dacă președintele PNL Hunedoara, Vetuța Stănescu, s-a rezumat doar la a sublinia că nu se va abate de la drumul corect pe care l-a ales, Cristina Chivu, liderul grupului PNL din Consiliul Județean, cere sancționarea lui Marius Mutulescu, pe care îl acuză de partizant cu PSD. Într-o echipă este important să colaborezi și să contribui la succesul comun, nu doar să cauți avantaje personale. Din acest motiv și pentru că 4 ani de zile alături de dumneata în Consiliul Județean mi-au arătat ce fel de om ești, cumulat cu ultimele declarații din spațiul public și cele din cadrul ședințelor de Consiliul Județean, care nu au fost puține și tot timpul au fost trecute cu vederea din respect pentru vârsta înaintată pe care o aveți, solicit public conducerii Partidului Național Liberal filiala Hunedoara, analizarea faptelor și luărilor dumneavoastră de poziție și sancționarea dumneavoastră în concordanță cu statutul partidului din care facem amândoi parte, a declarat consilierul județean PNL Cristina Chivu pentru site-ul Hunedoara Zi de Zi. Vă reamintim că președintele organizației de seniori PNL DEVA, Marius Mutulescu, a declarat că din cauza rezultatelor slabe obținute de liberali la alegerile locale, la care se adaugă demisia a 6 primari și 3 parlamentari și pierderea unui număr important de mandate în Consiliul Județean, de la 15 la 7 în viitorul mandat, Vetuța Stănescu ar fi trebuit să facă pasul înapoi și să nu mai candideze.